Un hotel de 3 stele situat la câțiva kilometri de Bistrița, dotat cu sală de fitness și saună, are în oferta de Paște 3 nopți de cazare cu pensiune completă, la prețul de 799 de lei de persoană în camera dublă și 950 de lei de persoană în apartament. Turiștii care aleg această ofertă își vor petrece noaptea de înviere la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Salva, lăcaș ortodox de Măicuțe, unde vor ajunge cu autocarul, pus la dispoziție gratuit de hotel. În ziua de Paște, înainte de micul dejun, turiștilor li se va pregăti ritualul de primire a anafurei, după care vor fi invitați să ciocnească ouă roșii. După prânz, ei vor avea parte de un program artistic, din care nu va lipsi obiceiul de încondeierea ouălor, iar seara vor servi o masă festivă cu specialități tradiționale. Proprietarii hotelului le vor oferi un spectacol tradițional românesc, iar copiii vor fi vizitați de iepurași. În a doua zi de Paște, turiștii vor fi invitați să se relaxeze la Hergelia Caii Lupilor de la Sieu Sfântu, unde vor putea vizita ferma și împrejurimile, se vor putea plimba cu trăsura și vor putea lua ore de echitație. Tot la Hergelie vor lua prânzul în aer liber și vor mânca miel la proțap și tocăniță de miel cu mămăligă. Turiștii care vor să petreacă în grup Paștele pot închiria pentru 4 nopți și 5 zile o cabană situată la Valea Vinului, în Munții Rodnei, la prețul de 520 de euro sau pentru 3 nopți și 4 zile la prețul de 400 de euro. Capacitatea de cazare a acesteia este de 16 persoane, dar în preț nu este inclusă mâncarea. La prețuri între 400 și 500 de euro pot fi închiriate și casele de vacanțe de la Colibița sau Piatra Fântânele din Pasul Tihuța. Turiștii au acces la bucătărie, baie, dar nu li se oferă mâncare. Direcția silvică Bistrița pune și ea la dispoziția turiștilor cabanele de vânătoare de la Coldău, Valea Secii, Dealul Negru, Aluneasa, Colibița și de la Hergelia Beclean. Cabanele au între 10 și 17 locuri și, în funcție de confortul fiecăreia, pot fi închiriate la prețuri între 20 și 35 de lei pe pat pe noapte. În acest preț nu se oferă mâncare. Și pensiunile din județul Cluj au pregătit oferte speciale de Paște, care includ sejururi all-inclusiv, mese tradiționale, dar și plimbări cu căruțe trase de cai. În comuna Sâncraiu, oferta turistică a pensiunilor include mese tradiționale, ocazia de a participa la pregătirea ouălor pentru vopsit și la slujba de înviere, dar și plimbări cu căruțe trase de cai.